descărcam gratuit de pe site-ul oficial, ibis.org. Lucrează cu o multitudine de tipuri de date care pot fi importate și traduse ca tipuri de date pe care lucrează în MPR, MPA, grafice, domenii, reprezentări, tabele, histograme, sistem de coordonate sau scripturi. La ce poate fi folosit? Are multitudine de aplicații, cum se vede, de la georientiere, digitizare, vizualizarea datelor, transformări de date, de proiecții, mozaicări, lucrează cu imagini satelitare, lucrează cu informații raster și vector, realizează interpolări, analize hidrologice și statistice, are peste 2000 de pagini de help care sunt foarte, foarte utile și probabil că sunt recomandate să fie consultate cât mai des. Eu am ales analiza bivariată pentru această prezentare, prin care practic se intersectează cu parametrul analizat în cazul meu regiunea. Poate fi, pot fi amenecări de teren sau orice alte procese care ne interesează, cu niște hărți parametru, care pot fi de la hipsometrie, geodeclivitate, geologie, solul, utilizarea terenului sau orice alt parametru pe care, care poate fi luat în calcul, rezultând un tabel de date care se folosește la calcularea eroziunii după standardizarea datelor și prin relaționarea cu densitatea generală a acelui parametru pe areal analizat și în combinarea acestor valori rezultă niște valori ponderate care sunt mai departe exprimate în harta susceptibilității arealului respectiv la procesul analizat. Se folosește o formulă de ponderare în care se ia în cadrul densitatea eroziunii în cadrul intervalelor parametrului, densitatea eroziunii întregului areal și alte suprafețe și intervale ale parametrului. Ca și date de intrare, avem nevoie de datele vectoriale care sunt rasterizate, pentru că practic, acest program funcționează și analiza se face pe datele raster. Ideea este că pentru această analiză avem nevoie de un singur parametru, gen eroziune, și un singur tip de eroziune. Dacă vrem să facem analize multiple, pe mai multe tipuri de eroziune sau pe mai multe tipuri de alunecări sau procese, avem nevoie să luăm separat pe fiecare. Ca și metodologie, după cum am spus, am realizat modelul numeric altimetric pe care l-am suprapus și l-am combinat ulterior cu harta eroziunii, pe care am realizat-o în acest program, în linie de comandă, pentru că programul funcționează atât cu interfață cât și în linie de program, în linie de comandă. Practic, harta eroziunii inițială a fost rasterizată și se observă valori nedefinite și valori de 1, deoarece trebuie să standardizăm datele. În urma introducerii formulei scrise roșu în linia de comandă, clasificăm harta în valori de 0 și 1. Această hartă vom folosi ulterior cu fiecare parametru pe care îl realizăm în acest program foarte ușor. De exemplu, crearea modelului numeric altimetric din curbele de nivel prin introducerea, prin accesarea interfeței de intercolare. Geodeclivitatea se calculează cu toată linia de comandă prin introducerea formulei scrise cu roșu, utilizând două filtre, DFDX și DFDY, care calculează derivatele pe direcțiile axe X și axe Y, rezultând inițial o hartă neclasificată, cea din stânga. Ulterior se creează un nou domeniu, care practic clasifică pantele în funcție de preferințele noastre. Se observă că se poate realiza și un grafic al numărului de pixeli pe fiecare pantă în parte, pe fiecare clasă de orientare, de declivitate. De asemenea, se realizează harta expoziției versanților, tot așa, prin aplicarea filtrului DFDY, prin introducerea unei formule în linia de comandă. Se observă și un tabel cu date statistice. De asemenea, graficul pe
categorii de orientare, graficul este realizat pentru harta clasificată cea din dreapta. Utilizarea terenului, practic datele sunt luate din Corinne Cover, sunt introduse în Ilvis, rasterizate și mai departe Ilvis clasifică fiecare utilizare parte. Geologia de asemenea, solurile și multe alte date pe care le putem introduce pentru această analiză. Toate aceste hărți sunt combinate, cum ar fi cu funcția CROSS, cu harta inițială a regiunii care era clasificată pe valori de 0 și 1. Practic, noi realizăm un tabel comun al acestor date, după care creăm noi coloane care ne interesează suprafețele cu eroziune activă, suprafețele totale ocupate pe fiecare interval de pământ, de orientare, de utilizare și pentru fiecare parametru în parte, suprafața eroziunii din fiecare interval, suprafața totală a hărții, suprafața totală afectată de eroziune, suprafața eroziunii pe intervale, densitatea eroziunii pe intervale și densitatea eroziunii pe întreaga hartă. Aceste două coloane cu date statistice ne vor ajuta pentru calcularea ponderii importanței pentru susceptibilitățile la eroziune, și anume vom folosi funcția logaritmică și vom avea ca și variabilă raportul dintre suprafața totală afectată de suprafața totală a hărții și suprafața totală afectată de eroziune, și în final va rezulta harta finală. Vom avea două tabele. Primul este cel cu toate datele, urmând ca, pentru a simplifica un pic lucrurile, să facem un tabel care să nu fie redundant și să observăm pentru fiecare parametru rezultă o hartă a susceptibilității pentru parametrul respectiv. Inițial, harta din stânga neclasificată, urmând să facem un nou domeniu și să clasificăm în funcție de susceptibilitate mică, medie și mare. Iarăși, tabelul aferent numărul de pixeli pentru fiecare categorie de susceptibilitate în funcție de pante, în funcție de orientare, în funcție de utilizarea terenului, de geologie. Pentru fiecare parametru avem tabel cu date statistice, grafic, domeniu, hartă vectorială, hartă rastră și rezultă harta finală a susceptibilității prin adunarea tuturor celor plate susceptibilități pentru fiecare parametru, rezultând o hartă inițială neclasificată, unde se observă că valorile cu minus sunt cele unde zonele de susceptibilitate sunt cele mai mici, iar valorile cu plus, datorită funcției logaritmice, vom avea susceptibilitatea cea mai mare. Chiar în grafic se observă predictibilitatea mare pentru susceptibilitate mare. Avem și un tabel care ne arată aceste date statistice, care a fost realizat în urma cuperiului script, pentru că avem nevoie să determinăm rata de predicție și rata de succes. În acest tabel am calculat procentele pentru a vedea cât la sută din numărul pixelilor cu valori mari se află pentru harta noastră de susceptibilități. Și am calculat numărul de pixeli total afectați de eroziune pe fiecare interval, numărul de pixeli cumulați afectați de eroziune, numărul pixelilor afectați de eroziune din cadrul hărții, numărul total al pixelilor din hartă, de asemenea procentul numărului cumulat de pixeli afectați de eroziune pe fiecare categorie de susceptibilitate și numărul total de pixeli pe hartă afectați de eroziune. De asemenea, pentru calcularea procentului susceptibilității, și a rezultat un grafic în care practic ne spune puterea de predicție a acestei metode. Și se observă că 50% din totalul eroziunii este prognozată pe 30% din valorile mari ale pixelilor cu valorii 30% din pixeli cu cele mai mari valori ale susceptibilității. Avem și o bază de date în urma acestor analize care poate fi ulterior folosită pentru alte tipuri de analize precum cea multicriterială, deterministă sau altele. Un tutorial, ceea ce am făcut eu aici, se găsește pe geodinamic.ro, dacă este cineva interesat să aplice această